Bine v-am regăsit, fetelor, pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem o întreținere. Ia uitați ce frumos a păstrat această unghiuță pe care voi ați mai văzut-o. Ați văzut-o pe canalul meu pentru că m-am postat-o de ceva vreme. O să facem ceva superb, o să vă placă tare. Eu mă pregătesc de un curs online la care sunt speaker și o să fac și o demonstrație în cadrul prezentării mele. Așa că voi o să vedeți acest video după curs. Însă vreau să testez ceva, deci este un test practic ce fac eu aici, am eu o idee. Așa că stați cu mine aici să vedeți la ce m-am gândit în timpul prezentării. Nu uitați să dați like, să dați un subscribe. Acum o să fac o demontare, o să lucrez pe forward la maxim. Bine, freza asta să știți că este puțin mai... O să o și scurt desprimată. Este puțin mai înceată. Este freza de la Nokia. Nu are o putere așa de mare. O să o scurtez că nu am nevoie de această lungime și o să transform oricum unghiuța aceasta în forma pătrată din oval. Oricum, vă spun clar că am o idee genială și o să vă placă maxim. Ok, acum o să vin pe suprafață. Pe suprafață o să vin stânga, dreapta, sus, jos, cum vreți voi. Nu este greșit dacă veniți și sus, jos. Puțin că vreau să desprăfuiesc puțin. O să îndepărtez aproximativ 90% din material pentru că o să vin cu ceva, cu un gel clear. Nu puneți presiune. Nu insistați mult pe un loc ca să nu se încălzească. Oricum să știți că de obicei când se încălzește, ori stați prea mult cu freza într-un loc, ori bitul vostru este deja vechi și este tocit. Momentul ăla dă senzația aceea de arsură. Nu uitați să mi-apreciați acest videoclip. Oricum, în semn de apreciere, eu vă las întotdeauna coduri de reducere. După cum v-am spus, eu din codurile de reducere să știți că nu am absolut nimic de câștigat. Eu le-am cerut pentru voi, la brandurile cu care eu colaborez. Oricum, să știți că pe piața din România sunt foarte, foarte multe produse bune. Chiar este un domeniu foarte, foarte bine dezvoltat. Bine, româncile noastre oricum sunt purtătoare de frumos și probabil și de asta domeniul ăsta de beauty s-a dezvoltat foarte, foarte mult. Recent am fost plecată în Franța unde, nu știu de ce, mi-imaginam că franțuzii citesc niște femei extrem de frumoase, nu. Nu, acum nu că nu sunt frumoase, dar noi credeți-mă că le dăm clasă și trebuie să fim foarte mândri de acest lucru. Pe lângă faptul că noi suntem un popor cu foarte multă educație, acum ca oriunde mai sunt și uscături printre noi, dar noi trebuie să fim mândri că suntem români. Cum o să iau un ușor. Este acesta Smart 50x2. Acesta îl folosesc și cel mai des. Adică în instrumentarul meu o să-l regăsiți destul de mult. Și începem să împingem cuticula dintr-un sinus în celălalt. Astea sunt cuticule care, să știți, se desprind mai greu, sunt care se desprind mai ușor. A mea e una dintre cele, cel puțin la degetul ăsta, care se desprinde relativ ușor. Nu treceți peste acest pas. Dacă veți trece peste acest pas, în momentul în care începeți să curățați cuticula, este posibil ca să răniți. Să franjurați foarte tare cuticula, să răniți, pentru că voi nu vedeți ce e acolo. Hai să vă arăt. Ia uitați cum se vede în momentul în care cuticula este desprinsă complet, da? Noi așa trebuie să vedem. Chiar dacă nu este curat, ea este desprinsă. O să iau o freză, o flacără. Este o flacără de 2.1. Vedeți că granulația roșie.
o să lucrez pe forward, din mijloc spre sinusul stâng, da? Și întotdeauna vizualizați ce curățați, da? Deprăfuim. Foarte importantă deprăfuirea asta. În mod normal, voi cu degetul celălalt, voi trebuie să trageți de cuticulă, dar eu cum lucrez pe mine, eu nu pot. De asta o să mă tot opresc, o să deprăfuiesc până văd că nu mai am frânjurei. Întotdeauna coborâți frumos și în șanțuri periunghial. Trag. Curățați și placa unghială și buzunarul subcuticular. O să revin pe reverse, din mijloc spre dreapta. Să vedeți ce fac. Vedeți ce frumos se vede. Întotdeauna trebuie să vă urmăriți vârful. Voi dacă nu vedeți vârful, înseamnă că nu curățați, nu că nu curățați cum trebuie, există șansa foarte mare să răniți. Înclinați un pic spre dreapta și coborâți în sinus și din sinus coborâți în șanțul periunghial. Opa. Mi-era dor de un video unde să vă fac și pregătirea unghii naturale. O să iau frânjurile aia cu forfecuța ca să nu, Doamne ferește, să mă tai acum. Vreau să vă arăt și de aproape cum se vede. Ia uitați-vă un pic ușor. Da? Și acum începe să tăiem. Mai verific o dată. Super, deci nu vreți să știți cum se simte. Și începem să tăiem undeva un pic mai jos de sinus. Niciodată nu începem să tăiem de pe faldă, da? Haideți să vedem cum să tai. Să și vedeți. În mod normal, prinderea la forfecuță noi o facem din spate, dar eu nu am acum cum să fac din spate, pentru că am aparatul și vreau să și vedeți ce tai. Ia întotdeauna lamele forfecuței trebuie să fie paralele cu faldul. Ok, hai să vă explic de ce trebuie să fie paralel cu faldul. Eu dacă vin și tai și țin arătătorul pe șurub așa, eu văd ce tai dedesubt. Nu. Atunci dacă eu vin și țin din spate, eu văd, eu pot controla. În mod normal, voi puteți tăia și din poziția asta, dar trebuie întotdeauna să urmăriți să fiți paralel cu faldul, nu proptite pe fald, da? O să venim cu lichidele de pregătire, nail prep. Spălăm foarte, foarte bine. Știți că ea practica și ne ajută să scoatem toate uleiurile din placa unghială. Practic, ea în el prepo este ca și un deshidrator, da? Vedem că ea începe să se albească frumos și venim cu primerul sau bond sau cum vreți voi să-i spuneți. Și venim doar strict pe unghia naturală și așteptăm 60 de secunde. Dacă nu veți aștepta 60 de secunde, o să vă treziți cu mândrețe de lifting. Bază lichidă. Ia uitați cât este de lichidă. Aveți nevoie pentru aderență de o bază lichidă. Eu folosesc, după cum știți, mai multe branduri. Ce vă recomand să faceți este momentul în care, de exemplu, nu știu, folosiți nail prep-ul
de la o firmă și primerul, să folosiți nail prep, primer și bază de la aceeași firmă, să nu combinați firmele între ele. N-am avut probleme, dar vă dați seama că ele sunt făcute să fie compatibile împreună. Așa că aceasta este doar așa ca să adaug ceva. Eu așa fac tot timpul. O să vin cu o bază. Eu vreau o bază foarte naturală. Aceasta mi se pare cea mai naturală. Da? Și o să vin în zona cuticulei. O să-l și vedeți de ce vreau să vin în zona cuticulei. Dau un strat pensulat, un strat de alunecare pe toată suprafața unghiei. Așa, o să iau o cantitate și o să pun în zona cuticulei. Practic, aceasta este tehnica hibrid. Și o să camuflez toată zona cuticulei. Încep să aranjez mai puțin. Aveam puțin alb pe pensulică și vin și o pierd. Nu mă duc până la vârf. Strict mă interesează zona cuticulei să fie camuflată. Așa și le împică. Iar acum o să vin cu o bază lichidă. Pentru că voi lipi ceva pe ea foarte, foarte, foarte subțire. O să iau o folie aurie și aici am și argintiu și niște flori. O să iau aceste de aici, da? Niște flori uscate. Și o să iau niște folie. O rupeți așa mai micuță. Și o să luăm și niște flori de acestea micuțe. Și o să punem noi pe aici. Este suficient și o să luăm un tips și o să folosim exact aceeași bază și o să ne ocupăm noi aici. Dăm așa puțin și la fel o să facem exact același lucru. O să pun folie. Aveți grijă pe partea să se vadă auriu, că eu așa vreau. Bine, nu este greșit nici să puneți dacă vreți argintiu, eu auriu vreau să se vadă. O să iau și floricele. Aplicăm și floricelele. Întotdeauna privim și în partea cealaltă. Okay. Îmi place cum arată și polimerizez cât să fixez un pic folia și floricelele. Acum o să iau un gel clear și o să-l aplic în tips, da? Foarte important, gelul clear să nu aibă bule, da? Nu faceți multe mișcări cu el ca să nu facă bulișoare. Și îl aplicăm în tips cu grijă
Revin încă o dată. Lung. Nu mă mișc foarte, foarte rapid cu el ca să nu-i fac bule, da? Ca și la French Glass. O să vedeți ce sticlos este acest gel. Dacă am bule, le scot. Nu le las acolo, că nu-mi place cum arată, da? Și acum haideți să aplicăm tipsul. Dați să văd eu aici ce fac. Presiune. Ok, și le împică. Polimerizăm puțin. Câteva secunde. Și băgăm în lampă 60 de secunde, da? Haideți să luăm și tipsul jos, apăsăm și desprindem. Ia uitați, ce superbitate! Și acum începem să îi dăm formă. Bineînțeles, înainte să pilim, dăm, degresăm, da? Aici am șervețelele mele cu cleaner deja în compoziția lor. Foarte bine degresăm și de dedesubt. Acest gel clear are un strat de dispersie foarte, foarte generos. Așa, o să luăm pila și o să fac forma pătrată, da? Asta înseamnă că o să pilez perfect drept. Pereții paraleli. Vreau să scot și bordurica asta, chiar dacă e micuță, o scoatem ușurel de aici. Vin un pic pe laterala inferioară. Ea trebuie să fie perfectă, paralelă cu axul central. Și cealaltă din partea asta. Și acum o să vin pe suprafață ușor cu un buffer, foarte fin, cât să-mi pregătesc pentru ce urmează să fac. Foarte important să nu am striații. Ok, degresăm bine de tot, să nu mai avem nici praf, nici nimic, pentru că o să facem ceva interesant, foarte interesant, la care nu vă așteptați. Așa, acum o să iau un șablon din acesta și o să mă folosesc eu așa frumușel de el. Vă arăt și la ce ne folosim. Așa. Să îl aplicăm pe unghiuță. Aveți grijă să vă centrați French-ul cum trebuie, da? Și îl aplatizați bine, bine, bine de tot. Da, să se lipească foarte, 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 foarte bine. Nu uitați să dați like și subscribe neapărat.
și să-mi spuneți dacă vă place acest model și dacă vă așteptați la asta. Nici eu nu mă așteptam, să fiu sinceră. Așa, și continuăm. Aveți nevoie de un alb de pictură, un alb foarte pigmentat, eu am în pasta. Așa, aplicăm un pic pe ustensilă din acest gen și tapotăm, lăsăm excesul pe paletă. Ok, trebuie să iau așa de aici, așa. Și începem și tapotăm. Să pierdem spre, practic spre zona lunulei. Pare că aveți prea mult pe burețel, veniți și mai tapotați. Acum eu o să vin să polimerizez aproximativ 30 de secunde, pentru că o să trebuiască să vin de mai multe ori. Și o să vin încă o dată. Practic vă faceți așa o trecere fină, fină de tot cu buretele, da? Mai polimerizez și mai vin o dată exact aici. Polimerizez. Așa, am polimerizat complet și acum venim frumos și luăm. Ia uitați-vă cât de frumos poate să arate. Aceste șabloane le mai puteți folosi. Ia uitați. Punem aici și gata. Aici am o margine care vin, dacă vin o să vedeți pe ea ușor se ia. Atât. Și aplicăm finish. Așa că arată super. Mie îmi place foarte, foarte tare. Aplicăm finish neapărat cu strat UV, pentru că avem zona aceasta de alb. Și dacă nu aplicați cu strat UV, o să se îngălbenească. Super, lampă. Haideți să vă arăt, aici avem o grosime în vârf. Venim frumos și o finisăm. Întoarcem unghiuța pe forward, fără presiune. Foarte important să nu puneți presiune. Și venim frumos și ne redăm curba C. Nevoie de o periuță. Aveți grijă să nu ajungeți la flori. Mai finisăm încă o dată, să fim siguri, siguri că nu avem vreo scăriță, vreun surplus. Și acum o să deprăfuiesc și o să aplic finish pe dedesubt. Haideți să-l aplicăm împreună. Și
și o să ne ajutăm de pensula oval. Și o să polimerizăm normal 60 de secunde, da? Ia uitați! Cât de frumos poate să arate! Hidratăm, hidratarea este esențială. Și bineînțeles, o să vă las și coduri de reducere, nu uitați și de like și de subscribe, neapărat să-mi dați un like, sper să vă placă, dacă vreți puteți să-mi lăsați și o încurajare în comentarii. Și ce să zic, fuguța și la mine pe pagina de Instagram. Dacă faceți acest model, nu uitați să-mi dați un tag pe Instagram, că cred că aici nu se poate. Sper din suflet să vă placă, eu o ador. Arată absolut perfect arată.